acasă, toți sunt oameni, strigă. Cine sunt ei să ne judece? Bogat sau sărac, nu contează, de din cap strigă. Cine sunt ei să ne judece? Dacă ei pe țip s-au drogat și te-ai săturat, strigă. Cine sunt ei să ne judece? Dacă ești țigan sau arab, toate capul tău se sparg, strigă. Cine sunt ei să ne judece? Câtă nedreptate și câtă nedreptate pe planeta asta, mai milă de un frate, mi-e milă de o soră și de un copil, mi-e milă și de mine, că știu că nu sunt umil. Ți-e milă și ție, ai sufletul bucăți, oare bine că ne pasă, trebuie să învăț. Să mă revolt, să pe mâna pe un băț, să închid ochii, să dau cu el din colț în colț. Câtă nedreptate, zic câtă nedreptate, mâini și picioare și suflete sfâșiate. Ai milă de o soră, ai milă de un frate, parcă nu se oprește niciodată zi și noapte. Nu vreau să plătească nimeni, nu vreau judecată, vreau să se trezească planeta asta odată. Câtă nedreptate, zic câtă nedreptate, vrei să faci un bine și te acuz un frate și trebuie. Bă, la naiba cu taie, mă rog, salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou livestream. Sper că suntem și live, ia să vedem, e tot ok, sper să mă auziți cum trebuie. Salut Violence! A fost o problemă ceva cu topul, l-am pus de la începutul anului acum sau ceva, nu știu, că după fiecare lună se ștergea sau ceva de genul ăsta. Dar am să pun că deja am pus acolo, dar cred că n-am salvat. Imediat mai am ceva de făcut acolo. Ia să vedem. Bun, deci ăsta e, deci după fiecare lună el se reactualizează și nu știu ce să-i fac. Bun, salutare fraților, bine v-am găsit din nou. Ce faceți, mă, fraților? Sunteți bine, sănătoși? Eu doar ce am venit de la muncă un pic mai devreme. Te pup, Onofrei. Salut, Ștefan Robert. Bă, frate, am descoperit o hartă nouă. E o hartă standalone. Mi s-a părut destul de interesantă. Bine, e prima cursă pe care o fac, dar mi s-a părut așa, m-am uitat așa pe hartă. Și mi s-a părut destul de interesant așa, niște serpentine pe aici, sper să ajungem și pe aici, deci... Ca să joci harta asta trebuie să-ți faci profil nou. Ia să vedem, e tot ok. Da, băi, m-auziți ok? Muzica s-aude ok? Nu? Dacă toate sunt bune, hai să dăm un pic de bice. Și să vorbim, să vă povestesc ce... Ce am găsit pe Facebook acum, în timp ce veneam de la muncă. Pe telefon, frumos. Ce credeți, mă, fraților? S-a mai înființat? Bă, pe unde ești, mă? Am înțeles, este invers. Da, Octavio, e mod. E o hartă mod. Mersi, Wesley, te pup. Oh, hey, sos.ro donează 3 euro. Salut, hey, sos. Mersi de donație, te pup. Locul 1, ai ajuns, bă, locul 1, că topul ăsta mi-arată în fiecare lună. Mersi, Adrian, te pup. O, să trească Botoșel. Bun. Hai să vedem și noi despre ce e vorba pe hard. Dar de ce nu birează? Am înțeles. Da, o secundă, că trebuie să fac ceva. Thank you.
Da, mă, fraților, nu știu, am intrat așa pe nepregătite, acum testăm și harta, tot. Steam-ul mi-a dat eroare. Salut, Mihai! Bandit, eu scriu comentariul la ETS2, sunt activ, am înțeles. Care nu a dat like? Păi nu știu, mă, bătucere, care nu a dat like. Mai pun și în Steam, sunt pe bine. Hai ca pun și Steam-ul. Ia să vedem acum. Sper să fie tot ok. Asta înseamnă că trebuie să te joci CSGO. Băi, nu știu dacă m-ai jucat CSGO. Salut, Vasi. Salut, Răzvan. Am auzit că s-a băgat harta nouă de Dust 2. Adică reactualizată, refăcută, ca să zic așa. Salut, Sasha! Hai că am avut și ETS2. Salut, Adi! Bun, ia să vedem acum. Așa, mă, nene. Trebuia să recalibrez volanul, adică gen să-l scot din USB, să-l bag din nou. Oh, Alex donează 3 euro. Salut, fratele bandit, pentru hater 69-69. Mersi frumos, frate. Salut, Roll Traffic! Salut, fratele bandit! Pentru hater 6.9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 6.
de Alex. Mult trecute, suntem un neam de frunte. Ascultăm melodia. Țară, noi n-am călcat hotară. Salut și mersi de donație, te pup. Uite-mă pe harta asta, bicicliști ale. Dă și noi peste bicicliști? Mamă, dar ce fac așa, mă, curse pe aici? Da, mă, frate, e o hartă nouă, eu n-am mai mers până acum pe ea. Vreau să văd despre ce e vorba. Trebuie să-ți faci profil nou, deci vei porni fără camionul tău personal, adică îți vei lua un quick job. Și mă gândeam să fac așa o mică carieră pe harta asta, ca să zic așa. Da, Kangu, îți trebuie toate DLC-urile pentru harta asta, din ce am citit acolo. Trebuie să ai Scandinavia, Goinghi și Vive la France. Cu toate că harta nu se leagă de nimic, e o hartă standalone, dar probabil are elemente din acele DLC-uri și probabil de asta îți trebuie. Salut, Gami! Uite, avem palmier pe aici, avem de toate. Da, mă, frate, și vă spuneam, veneam acum de la muncă, acum vreo 40 minute, o jumătate de oră. Și văd acolo pe un grup de Facebook, România Elite Trans angajează. What? Am zis. Intru acolo pe grup, ce credeți, mă, frate? E un fost membru de la mine în comunitate, un puștan de vreo 13-14 ani, și că și-a deschis și el comunitate. Și a pus numele România Elite Trans. Și pula mea, adică, băi, coaie, n-ai o idee, un nume, de ce România Elite Trans? Când știi că deja există România Elite și știi că e numărul 1 în domeniul ăsta. Bandit, să știi că update la harta Ungariei nu s-a mai făcut fiindcă autorul a lucrat în primul. Am înțeles. Da, troll, se instalează foarte repede harta.
Ok, Bogdane, salut. Da, ingenios Gabi nume. Da, îl cheamă Black Sword. Da, e un fost membru, un copil care a creat numai probleme, are o grămadă de banuri pe multiplayer. Dar eu le-aș recomanda să nu folosească numele ăsta cu România de Trans, că își vor lua niște reporturi de... S-ar putea nici măcar bine să... O să-mi pare rău pentru tispicul pe care l-a cumpărat, dar eu nu o să-l las așa. Ia mă să vedem, frate, ce peisaje găsim noi pe harta asta, că până acum... Na, e altceva, adică mie totdeauna mi-a plăcut să merg pe drumuri noi. Și cu Flavius Reghebe, adică trollerii de pe multiplayer, cei care și-au luat atâtea banuri pentru troll. Dar o să am eu grijă să-și ia bani definitiv să... și când o să-și cumpere tâsul nou, iar o să-și ia bani definitiv. Și tot așa. Deci eu le-aș recomanda să schimbe numele ăla. Da, mă, Violence, uite, chiar am intrat pe grupul Eurotrack Simulator 2 România, intrați acolo să vedeți. Avem iar fani am avut din totdeauna. Altceva, am mai văzut un grup pe Steam, Italia Elite, nu, Italy Elite, exact poza noastră era, doar că în loc de România scria Italia. Bineînțeles, grupul condus tot de un român. Uite, service aici, la drumul mare, adică tragi pe dreapta, ți-a reparat camionul, nice. Salut, Adi! Ce nu-mi place pe harta asta, probabil cauzează lag, dar eu am vegetația, o am activată. Văd că stânga, dreapta, așa pe... Oh, Alex a mai donat un euro! Și zice, un jec de copil! Bă, mersi, frate, da? Nu e un jec, e un plagiator, un vierme. Da, mă, dar mă gândesc așa, mai ales că ești puștan, adică se presupune că ai 13-14 ani, se presupune că ai simțul creativității în formare și vii cu o idee. Ia seama ce nume, îmi deschid și o comunitate, nu zice nimeni să nu deschid, puteți să vă deschideți și 10 comunități. Treaba voastră. E problema voastră, voi știți pe ce dați banii, pe ce... Dar, ia seama, cum să mă numesc eu la fel ca o altă comunitate? Crezi că vei atrage vreun membru că ți-ai pus România Elite în numele tău, România Elite Trans? Copia nu are valoare, mai bine ar crea el un nume. Păi asta am spus și eu, Vax. Adică nu e nicio problemă, puteți să vă deschideți 70.000 de comunități, nu mă deranjează. Adică, și n-are de ce să mă deranjeze pe mine până la urmă. Da. Pe bune, chiar așa nu te duci și pe tine capul, bă, cu aia, stai mă să pun, uite, eu de exemplu am un nume pentru o altă comunitate. Rami Valentin, mersi că te-ai abonat. Uite, de exemplu, stăteam azi la muncă și mă gândeam, mă, ce-ar fi, dacă eu aș pleca din... Stai că nici nu pot să vorbesc cu donațiile astea, să-mi bag pula. Șorgul donează 2 euro, e, lăsați, te salută Șorgul și Luca Oprea. Vă salut și eu pe voi, băieți, și pe Șorgul și pe Luca Oprea, mersi de donație. Da, mă, și stăteam așa și mă gândeam, bă, ce ar fi dacă eu aș lăsa România Elite? Pe mâine lui Seda, lui Botoșel, ceilalți fondatori. Și mi-aș deschide eu o altă comunitate. Ce spune de treaba asta. Salut, Claudiu, salut! Ce credeți? Bine că n-am pus România Elite 2. Păi aia, păi aproape că a pus România Elite 2, adică... Păi că România Elite Trans, bă, să trag un șut în... pedalier. Ce să mă mă cauze, uite și eu de la muncă, m-am băgat și pe o curs. Dar să ne băgăm și noi în depășire.
Bă, harta e ok. Păi spune-o Gabi de ce are poza, pentru că e fan. Da, mă, și mă gândeam așa, bă, frate. Ce ar fi să-mi deschid o altă comunitate? Bineînțeles, România aici rămâne treaba lor acolo, rămâne pe mâini bune, eu sunt sigur. Și să încep din nou de jos. Nu ai mai prins convoiul? Păi azi nu e convoi, Claudiu. Și astfel membrii, zici tu, Kangur, că a strânge noua comunitate? Păi nu, să vă spun de ce, pentru că România caută concurență și, din păcate, în România nu mai avem cu cine să ne batem. Și am zis, bă, lasă-mă că îi concurez eu pe ăștia din România Elite. Deschid o altă comunitate, fac anunț pe YouTube, deschid o pagină de Facebook, bam, bam, cumpăr domeniu, deja am și nume pentru noua comunitate. Și vreau să încep de la început. Cu membri noi, cu staff nou. Da, șorul, știu că atât au, deci nici nu o să aibă mai mult. The Boring Vest, Sony Power, Axtom, hello my friend. Da, nu știu, cât ați venit în noua comunitate? Suspendat 3 luni, bandit. GG, man. Bă, dar mi se pare că sonorul de la joc nu e... Eu nu-l aud încă și, fratele. Ia să vedem. Păi da, nu-l aud încă și. Așa, mă, să se audă ceva în sonor. E bun. O, salut, Denis, salut. Bandit, lași comunitatea și faci alta. Bă, Violence. Toți din România Elite. Păi nu, că n-am să-i primesc pe cei din România Elite. N-ați înțeles. Fac o comunitate nouă. Uite, dacă Denis vrea să se alăture noului meu proiect, pentru că am tot văzut poze cu România Elite, căutăm concurență. De fapt, nu mai avem concurență. Și am zis, bă, ia stai mai așa, că fac eu altceva. Lasă că vă fac eu concurență, mă, fraților. Lasă România Elite celorlalți doi fondatori, lui Seda și lui Botoșel. Nu Gabi Biz. Și fac eu ceva nou. Mă alătur eu. Am înțeles, dacă te alătur. Cale Duisburg Road Drag Race. I understand the extrem, I know. Salut, body, salut. Bă, Flavius, dacă te alături tu, primul e ceva, bă, fratele meu. Deci încep cu dreptul direct, cu dreptul în stângul. Da, mă, Kangur, am înțeles. Uitați drumul ce au ăștia pe aici. Îți lași colegul la greu? Păi îți dai seama că dacă ai deschide o nouă comunitate, cred că majoritatea din România din s-ar înscrie. Stăteam și mă gândeam la muncă așa, băi, stai mă să fac ceva, nu știu, să fac altceva. Salut, Dane, te pup! Salut, Nerule, te pup! Uite, aici a fost o greșeală de hartă, pentru că trebuia linie discontinuă când intrai pe drumul ăsta. Mamă, dar cât a drumul, frate, deci avem una, două, trei, patru, cinci benzi pe drumul ăsta. Claudelu, big like, mersi frumos, frate! Axtom, I will remove, but...
you must stay in the on suspend minimum 1 week, maybe 2 weeks, I don't know. Au ce zice unul, frate, salut Atris. Și că bandite este România, zice, România nu e plină de bandiți. Da, mă, frate, dar mă gândeam să fac o altă comunitate. Să mă bat eu cu ăștia din România, adică tot acolo pun ei poză pe diverse grupuri de-astea de ETS2 România, World of Trucks România sau chestii de gen. Că hashtag căutăm concurență. Am înțeles, căutați concurență, dar dacă concurența nu vine, lăsați așa că plec eu de la voi și vă fac eu concurență. Și îmi iau domeniu nou. Deja am și numele în cap. Are legătură cu ce ascult eu acum un pic. Ronaldo Denis zice, eu direct aplic să intru în noua ta comunitate. Ia-o-s. Salut Kinder, salut. Da, frate, că trebuie să facă cineva în România ceva și să și reușească. Adică să se bată cu România de la egal la egal. Nu vedeți că nu mai poate nimeni, nici aia cu 10.000 de abonați. S-au lăsat la mâna lor, că n-au mai putut. Păi n-am cum să nu spun Onofrei, că trebuie să știe lumea. Că altfel cum îmi adun membri, nu? Rami Valentin zice, aș intra, dar e ceva sigur? Păi... Salut, Mausi! Da, mă, Dane, adică e la stadiu de gândire, adică mă gând... Dar vreau să văd susținerea voastră, dacă... Într-adevăr... Ați venit, sau câți dintre voi de pe live ați venit, nu știu. Mapa e adăugată de cei de la ETS, nu, Ștefan, e mod harta. Acum o explorez, e prima dată când merg pe drumuri astea. Mă, dar am observat că harta asta are și un fel de mod de grafic, așa, se vede mai pe alb, așa, mai albicios, nu știu cum să vă zic, dar se vede ok. Ci că la noi siguranță și continuitatea există, doar că voi nu puteți rezista, luați bani pe tracker, am înțeles, Violence. Păi stai așa, fratele meu, că îi fac o ofertă lui Sergent Salt să-mi aducă adminul de pe multiplayer lângă mine și vedem atunci cum facem. Bandit, eu nu te susțin, îmi pare rău. Foarte bine, Marius, asta înseamnă că ești dedicat comunității România Elite. Bravo, așa trebuie, asta voiam să aud. Da, Claudiu, dar voi face a doua comunitate și voi da hate la România Elite. Adică vom fi concurenți, ca să zic așa, nu neapărat că voi da hate, dar voi fi concurent. Bandit, dacă e ceva, mă concediezi din rocconițător și intru în a ta comunitate. Black Monster te aștept cu mare drag. Bă, n-are nimica dacă ai avut bani, Rami Valentin. Salut, Piticu, important e să nu ai bani în timp ce ești în comunitate. Eu te susțin orice ai hotărât, dar eu nu aș vrea să faci alta. Am înțeles, Dane. Salut, Asca. Eduard zice, eu rămân aici. Foarte bine. Bandit, parcă această hartă are contrastul mai bun. Da, nu știu. Păi are și un mod de grafică harta. Kangu zice, Bandit, eu te susțin. Deci, Kangu a plecat din România Elite pentru mine. Aoleu, facem dreapta aici. Da, Kinder, mă gândeam să deschid o nouă comunitate, să mă bag cu ăștia din România Elite. Dacălin, harta e mod. Johnny Driver, mersi cât ai abonat. Vârsta minimă de 12 ani. Păi îți dai seama că la început o să pun și eu vârsta minimă de 12 ani, normal. Popescu, pentru că vreau să creez concurență comunității România Elite. Nu e bun proiectul, te concurezi singur, nu e ok. Păi da, da, Onofrei, dar eu nu o să mai am treabă cu România Elite. Va fi cu totul ceva nou.
Adică i-am tăiat fața lui ăla, cum am băgat. Eu zic să terminăm cu subiectul ăsta, să vorbim despre drumul ăsta. Nu, frate, dar gândiți-vă, ce ar fi dacă... Cu România Elite merge în continuare Kinder Gaming. Mai sunt doi fondatori acolo. Botoșel și cu Seda. Ce problemă are? Doar că plec eu și... Fug la tine toți? Nu o cred. Salut, Shift Killer! Nu, Piticu, că Gabulea s-a lăsat de ETS2. El e cu PUBG-ul acum, dacă ai văzut. Claudiu, n-am zis că las prietenii pentru o altă comunitate, doar plec eu și deschid o altă comunitate. Prietenii sunt prieteni, întotdeauna. Bandit fără tine nu e România Elite. Ei, nu, lăsați, lăsați, că... Știi cum e vorba, există viață și după moarte. Flame Cerberua, salut! Ce s-a întâmplat? S-a dat băiatul peste cap și killer, nimic a important. Da, mă auzi, eu știu, sunt ore în trei, sunt nopți pierdute, sunt bani investiți acolo. Dar... Gândește-te, vreau să... Să-i concurez, ca să zic așa. Că deja, uitați-vă și voi, dacă vă uitați pe la toți youtuberii care fac ei convoaie, toți youtuberii de ETS, vedeți pe undeva convoaie de 50-60 de camioane? Nu, pe bune acum. Decât dacă se adună 7-8 firme de-astea de 7 camioane. România Elite Junior, on oferit deja, am băgat proiectul, a intrat în vigoare. Nu știu dacă ai văzut video, și de la 12, nu de la 10 ani. Ai la joc V-Sync activat? Da, Atrix. Ai văzut nou update la Clash? Da, am văzut, m-am și jucat. Salut, Tobi, salut! Oh, poliție. Salut, Petra, salut! Dacă la un convoi de al nostru am invitat și abonații tăi, depășim... Clar, violence. Da, gândește-te un convoi în parteneriat așa, noua mea comunitate pe care n-am să-i spun numele, că încă nu e gata, cu România Elite. Eu zic că am strânge undeva la vreo 80-100 de camioane. Dacă știu harta de la MHA Pro, da, o știu. Oh, salut Goblin, salut! Bă, Goblin, dar de ce nu intri pe contul tău? Că acolo ai moderator, ai tot ce trebuie. Sau nu mai ai contul ăla? Ca să știu să-l dau pe contul ăsta. Salut, Ștefan Petre! Păi, Shift Killer, nu vă las cu ochii în soare. Comunitatea merge mai departe. O las pe mâini bune, pe mâine Botoșela lui Seda. A, ești pe telefon? Am înțeles, domnul. Salut, Ștefan! Oh, Ștefan, pe care îl știu eu? Am înțeles. Salut, bandit! Nu, unde am luat harta? ETS2 LT, frate, se numește Rio de Janeiro Map. E o hartă standalone, deci va trebui să-ți faci profil nou. Și n-am băgat absolut niciun mod, deci tot ce vedeți e de la hartă, inclusiv lumina asta, environmentul ăsta, e de la hartă, de se vede așa. Salut, Abi! Ce se întâmplă? Nimica! Făceam un exercițiu de imaginație acum cu băieții pe live. Dacă pleci tu, s-a dus tot dracu, crede-mă. Hai mă, lăsați Shift Killer.
Ștefan Petre tare mapa. Bă, nu mapă, mă, hartă, că până la urmă e o hartă, nu mergem pe mapă. Da, mă, bandite, mă gândeam să deschid o altă comunitate. Același lucru, Ștefan Petru. Ce se dă, Alexandru? Unde e Berica? La magazin, dracu, să ia. Gianni și alții, nu mă bagi în seama. Bă, da, mă, te-am salutat. Ce voi să te iau în brațe acum? Dacă deschizi altă comunitate, mă arăt și eu dacă se poate. Sigur, bandit, dar dacă nu o deschizi și rămân, nu e tot aceeași chestie să te alături comunității mele? Adică nu văd... Shift are dreptate, de exemplu, dacă ai ieșit tu, aș pleca cu tine și dacă nu mă primești, lasă tâțul dreapta. E, lăsați Kangul, că nu-i chiar așa. Shift Killer zice, eu sunt împotriva ideii Italiei. Am înțeles. Stam cu Andrei, pleci din România. Băi, nu știu. Deci e un exercițiu de imaginație acum, stam cu Andrei, ca să zic așa. Mă gândeam să le fac concurență la cei din România Elite. Și să mai deschid o altă comunitate. Salut, Mario! Ce faci, bandit? Iar sperii copii? Bă, nu vreau să-i sperii, doar să le zic. Pentru că tot văd poze pe grupul și pe grupul tău, pe World of Tracks Ro, Goblin, că căutăm concurență, da. Comunitatea mea caută concurență și nimeni nu e în stare să creeze o concurență, nici măcar youtuber de 56.000 n-a putut să creeze o concurență reală și o concurență sănătoasă. Și m-am gândit să creez eu o concurență. Păi nu e doar, că o să fac în așa fel încât să nu primez membrii de acolo, în comunitatea mea, doar membrii noi. Obi, eu nu sunt fericit când nu am concurență, adică când ești numărul 1 acolo sus. Ești în buie cu muntele lui, te plictisești singur, știi? Când vezi că mai urcă unul aproape și e aproape de creasta acolo sus și mi-ai dai cât un picior, bă, atunci e altceva. Bandit, de ce nu intri în GLX? Poate... Păi GLX-ul s-a închis, Claudiu, GLX-ul nu mai există, s-a dus de mult. Eduard, am să mai revin vreodată. Poate voi reveni cu noua comunitate, dacă facem o comunitate și vedem că nu reușim să ne batem cu noi, adică cu România Elite, o să zic, bă, fraților, haideți, mă, în România Elite, că ne-au acaparat. Deci n-avem ce să facem. Mă demoralizat, adică când îi văd că ăștia din România Elite fac și convoi de 60 de camioane și eu mă prezint cu 15 camioane la convoi, o să zic, bă, gata, fratele, mă. Ce mai stăm aici? Hai, dracu, mergem acolo și facem 75 de camioane. Ne băgăm și noi un depășire un pic. Gen să aduci timpul e vechi, cum era pe vremea când erau cu Faraon. Exact, mă, mă auzi, ceva de genul ăsta. Opa. Ați văzut ce frumos era atunci. Care mai de care, se uita și acolo, și acolo. Ia să vedem, mă, ce skin au ăștia. Cât sunt ăștia acum la Congo? Bobo, numele nu-l spun, deja l-am ales numele, crede-mă. Și un nume foarte frumos. Și are legătură și cu melodia asta pe care tu o auzi acum. De fapt nu cu melodia asta, cu formația asta. Nu Goblin, pentru că
comunitatea de Kinder, noi am deschis proiectul ăsta cu Kinder, adică acceptăm între 12 și 14 ani, vor fi Kinder și vor participa la niște convoi de antrenament și după aia vor participa la convoiul mare, bineînțeles după, după seniori. Dar eu nu știu dacă aș avea răbdare să mă ocup eu special de Kinder. De fapt nu am timpul necesar. Salut, Derek, salut! Bă, n-am spus că plec acum din România. Eu mă gândeam că am un proiect în cap. Nane trans, no, n-ai ghicit orbită, mă. Tocmai de asta am și făcut live-ul ăsta așa spontan, așa am venit de la muncă și mă gândeam să vă întreb și pe voi. Și să văd câți dintre voi ați venit la noua comunitate pe care eu aș deschide. No, nu o n-opri. Crezi că mai stă cineva în România dacă îți faci altă comunitate? Eu cred că da, Shipkiller, n-ai nicio treabă. Că nu cred că a intrat lumea pentru bandit, că e bandit, un mare zeu. Oho, Ștefan a reapărut pe micile ecrane. A donat 5 euro, frate, mersi. Mersi frumos, Ștefane, te pup. Mamă, și-a început și melodia mea. Au. Am fost și vom fi o legendă vie. Da, da, da. Am trecut prin multe, dar lumea nu știe. Am știut în viață cum să ne impunem. Și în vârful... Da, fratele meu. Gata, mă fac să renunț la proiectul meu cu vorbele astea. Am fost și vom fi o legendă vie, da. Banii harita cere DLC-uri, da. Mersi frumos, Ștefane, te pup. Ia auziți-mă, frate, melodia asta cu mine. Mai bine rămâi în România Elite, cel mai bine, oricum. Eu mă alătur comunității România Elite din nou, din vară, și te voi susține mereu. Mersi frumos, bandit, bandit junior, ca să zic așa, tu ai mai fost la mine. Tatonează piața, uite, Onofrei, el își dă seama, mă, că e om cu capul pe urme și are o vârstă destul de respectabilă și își dă seama cam despre ce e vorba, dar... Cum mă dă băiatul la piesa asta, da, mă, MC Bean îl cheamă pe cel care o dă forță atunci, de când dintre ele zici că începe cu tremurul, frate, dar acum se aude prea încet muzica la voi. Shipkiller zice, Ștefane, bagă și continuarea să-l gândești. Toate DLC-urile de hartă, Scandinavia, Going East și Vive la France, Blackmaster. Rami Valentin, aș veni și eu. Bă, fraților, România Elite, aveți din cât descrie forum, intrați acum cât încă o mai promovez, după aia nu se știe. Ți-am răspuns, mă, Blackmaster, rectorii, băiță. E numai drum drept? Nu stau cu Andrei, nu știu, e prima dată când merg pe harta asta. Habar n-am. Acum intră nebunul de MC Bean. Salut, Răzvan 22. Bine venit. Nu ți ajunge Blackmaster. Bă, aici fac dreapta, nu? Da. Ia uite. Răzvan, mersi câte aveam, frate. Eu zic să întreb și membrii României duminică la ședință. Da, ai dreptate că am, de fapt am să le comunic, nu neapărat să-mi și întreb. Cum să nu-ți placă să conduci pe asemenea melodii? Păi cum să nu-ți placă să conduci pe melodiile celor de la Subcarpați? Hai la o bere. Bă, Cătălin, suntem în timpul săptămânii acum, mâine mai avem job. Ar merge, știu ce zici, dar na. Bă, dar deci e prima cursă Quick Job de pe harta asta. Și
Și uitați-vă cât de lungă e, câți kilometri mai? 13 km, dar sunt kilometri realci, că e Rio de Janeiro făcută aproape 1 la 1 harta. Bine, mai... Deci, 12 km, da. Bandit, dacă deschizi comunitate nouă, dăm te rog în privat pe Steam TS-ul comunității să dau test sau ce este nevoie pentru a intra în comunitate. Am înțeles. Deci deja am câțiva susținători. Salut, Strong, salut! Mamă, aici cu mașina, cred că merge de minune, dar nu pot să-mi bag bani aici, mă. Mara, da. Oh, please, mă. Blitz donează 1 euro, salutare la toată lumea. Te salut, Blitz, bă, de când nu te-am mai văzut, nu te-am mai auzit. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu tine. Mersi de donație, Blitz, te pup. Nu mai vorbi de job, că azi am fost 10 zile consecutive. Mai am mâine o tură de 12 ore și vineri una de 9. What the fuck. Păi știi cum e, fără muncă nu se poate. Să vezi ce stropul fac eu duminică, am înțeles și chile. Blackman se zice, eu vreau concurență cu românierii. Da, bă, frate, și eu aș vrea să le fac concurență la așa din românierii, că prea pun acolo pe toate grupurile de Facebook, poze acolo, căutăm concurență. Stați-mă așa că vă arăt o concurență. Cum ar suna asta, a? Să mă războiesc eu cu românierii. Bă, cum ar fi? Pe bune. Eu încerc să-mi imaginez acum, știi? Și nu, dacă mă întrebați, nu sunt fumat sau băut. O să încerc să joci Mafia 3. Am jucat San cu Andrei Mafia 3. Exact din ora în care a apărut pe Steam, eu am făcut live cu el. San cu Andrei. Eu zic că Rock Continental face concurență la România Elite, serios. Bă, fratele meu făcea acum ceva timp, eu n-am nimic, uite, eu mă înțeleg bine cu Vlad. Dar am văzut la convoaia lor 20 ceva de camioane. Păi concurența e când văd o comunitate de 60 de camioane. Atunci mă sper și eu. Și o să zic, mamă, trebuie să fac ceva. Pă, oleu, Ștefan a mai donat 6 euro, ci că continuarea. Cred că continuarea, stai să pun pauză. Continuarea. Și în vârful piramidei să rămânem. Am fost și vom fi o legendă mie. Am trecut prin multe, dar lumea nu știe. Am știut în viața la să ne impunem. Și în vârful piramidei să rămânem. Cam și pasul de-a dracu cu voi, o să mă apuc să ascult iar manele. Mersi frumos, Ștefane, de donație, te pupă, fratele tău. Cred că o mă pe manele, că văd că... Bă, dar adevărul că sunt cuvintele astea care reprezintă un pic România Elite, adică am fost cap și pas, jură, nu este în banul sistema. Că adevărul că na, cine o mai ar de mori de România Elite. Bun, și acum haideți să facem așa, un mic joculeț pe chat. Cine vrea să deschidem o altă comunitate să scrie da și cine nu să scrie nu pe chat. Chiar sunt curios, că oricum nu suntem foarte mulți pe live, 44, adică pot să văd așa. Asta e singura manea pe care o suportă, exact. Deci da, nu, da, uite, Ace zice da, nu. Bă, fraților, bă, unde mă bagă, mă, GPS-ul? Bă, fraților, Ei, scos.ro donează 5 euro! Cât să fur? N-ai cât să fur! Ce
Mamă, unul făi cum o dai la mine, dai nu. Ia. Locul. Bă, luna asta, luna octombrie, Adrian, ești locul 1. Că top ăsta se actualizează de la începutul lunii octombrie până la sfârșit, după aia începe iar alt top. Am înțeles, nu cați pe locul 2, ai văzut că a donat și Ștefan acolo și a trecut pe locul 1, imediat ai sărit din bancă, ca să zic așa. Da, mă, frate, am văzut, e predomină, nu, am văzut și multe dauri. Și în timp ce am să mănânc această banană, n-am să mă uit în ochii vocii, pentru că niciodată când mănânci o banană să nu te uiți în ochii cuiva, mai ales dacă e și bărbat. Auziți, mă, ce zice nevastă mea, zice că dacă voi reușiți să mă convingeți să alcun numai manele, sunteți cei mai tari. Da, zi tu! Hai, mersi, Ram. Nu o să mă uit în ochii tăi, că m-ai întrebat dacă e coaptă. Băi, eu zic că da. Manele e viața ta, eu ce zice Botoșel. Bă, nu e viața mea, dar... Bă, ce fac ăștia aici? Bă, voi vedeți? What the fuck? Mamă! Era să mă rămână banana în gât. Ștefan a mai donat 5 euro. Pleacă, Ace Host. What the fuck, ce rect i-a dat. Mersi frumos, Ștefane, te pupă, frate. Bă, dar... Băi, Ștefane, scrie ceva pe cea, că eu am uitat să-ți dau ceva atunci. Calmarius, fratele meu. Stai că ia să dau la altcineva. Așa, mă, Ștefane, gata, frate, ai moderator la mine, că n-ai cum. Ești pe primul loc în top și n-ai moderator la mine, cum se face așa ceva? Da, respect, Ștefan, pentru donație și racehost.ro. Eu am uitat să dau atunci, dar nu știu, am zis că îți dau, dar m-am luat cu alte alea, cu alte melodii și am uitat, sincer am uitat, ai văzut în ce... În ce stare eram. Crouch! Oh! Mamă, ce e aici să-mi bag. Hei, scos punctul, donează 5 euro, unde să plec? Auziți și voi, bă, frate. Auzi, locul 1, numai 1. Ce e? Manele. Nu manele, tati, manele sunt caca. Manele sunt caca, tati, da? Te vezi și tu, ia-i, salută YouTube-ul. Salut, Andrei, salut! Aute, te salută băieții în chat. Salută-i și tu pe ei. Zi, vorbește, zi. Salut! Tare, mă! Salut! Așa! Salut, Alex Music! Am înțeles. Băi, Adriane, mersi frumos de donație încă o dată. Frate, băi, și nu e voie să faceți bătălii de-astea pe bune. Am înțeles, gata. Da. Hai, tati, că mâine e la grădință.
Stancu Andrei zice, nu mi-ai spune copiii prostii că manele sunt cele mai șmechere. Băi, ești de bun. Salut, Preda, mersi frumos, frate. Bă, dar lungă a mai fost cursa asta, frate, și prima cursă de pe hartă. Ba nu mă, frate, manele chiar sunt caca, adică... Bă, sunt... Sunt unele manele vechi, pe care eu le-am ascultat când eram mai puțin, bă, alea pot să le numesc manele. Dar ce acum, în ziua de azi, nu poate. Nu, că facem accident, nu, tot nu. Pe ce versiune merge harta? Pe ultima, fratele meu, pe 1.28. Băi, după live, manele nu mai sunt ce au fost odată. Exact, Claus Iohannis. Băi, nu știu, eu când ascultam, aveam, nu știu, 17 ani. Bine, manele, acum am 30 de ani, 18 ani, faci și voi s-o bătala. Bă, manele, nu știu, sunau ok atunci pentru vremea aia și plus că toată lumea era cu manele. Nu știu, era Adrian la început atunci. Păi și mă știu gătoare. Nu plouă, tati, oprește. Erau toți la început. Da, dar oricum făceau... Nu. Adică, nu știu, sunau altfel manele atunci. Erau mai... Mai distractive pentru petrece, pentru astea. O secundă, băiți. Revin în 2 minute.
Gata, mă, frate, am revenit. Mai sunteți pe aici? O, oh, iau-te și pe fratele Pocaleț. Hai să ne continuăm cursa. Jale cu YouTube nu mai dă notificări. Da, frate, e o problemă cu notificarea asta. Cel puțin la mine pe canal sunt mulți care nu primesc notificări, care au activat și clopoțelul și nu primesc și cunoștințe de ale mele. Știu, Ștefane, am uitat să zic, când faci donații cu cardul și dacă donezi de mai multe ori, așa, o sumă, nu știu, 5 euro, 2 euro, 1 euro, după 4-5 tranzacții ți-l blochează pentru, exact, chestii suspicioase. Normal că urmează să iau acum calculator, repar și volanul celălalt și gata, îl bag pe treabă. Chiar vrei să mai deschizi o comunitate, zice Dan, să ai fi ceva unic, că nu a mai rezat nimeni până acum. Să știi. Ei, scos România, zice Ștefan, PayPal, 3100 de euro. Mamă. Salut, Cosmin. Deci e greu să te pui cu ei, sos România, e firma de hosting din România, eu am tins picul de la ei și Ștefane, crede-mă că e greu. Oh, salut, bunicule! Băi, ex-host România, hai să spun ceva, eu dacă pun topul să mi-l ia de la începutul anului până la, adică pe tot anul ăsta, cred că nici nu ești în top. Uite, de curiozitate am să-ți arăt. E primul meu garaj. Ia asta să vă arăt ceva. Să vedeți top de la încep din ianuarie 2017 până actual. Hai mă, pornești. Cât te costă să-ți iei o comunitate? Te costă ceva. Ia uitați cine e pe primul loc, bă, fraților, de la începutul anului. Onofrei Mihai. Deci ăsta e de la începutul anului. Ia uite, și Denis pe acolo, Botoșel. Mamă, Botoșele. Așa multe tranzacții am făcut noi, mă. Ia uite, și Zoli, bă, frate. Nu vedeți? Ba da, vedeți, uite că și-a dat refresh. Salută mi. Onofrei Mihai numărul 1, susținătorul numărul 1 de la începutul anului. Nume grele acolo, Electro, da. Dodo, Riddler, Zoli, Alex. Cum mă nu se vede? Uite-te în dreapta că s-a actualizat. Black Monster aia a fost în decembrie, când s-a făcut istoria atunci. Asta e de la 1 ianuarie până acum, până la momentul ăsta. Dar eu l-am pus pe fiecare lună. Gata, acum s-a actualizat pentru luna octombrie.
Bă, mișto cântă așa, mă, de la sub Carpat. Au combinat muzica folclorică cu muzica underground, cu un pic de rap. Super, super. Hai să mai luăm noi o cursă, un quick job, că n-avem ce să luăm altceva. Vreau să iau într-o zonă în care nu am fost. Dar de aici nu putem noi, ia să vedem. Mama, asta e destul de lungă. 65 de kilometri, că sunt kilometri reali. Ei, sos, zice, e greu să-l ajungi pe Botoșe. Da, o înapoi. Ce să mai iau? Au fost... Băi, eu încerc să nu comentez. Cred că o să luăm cursa asta cu merțanul ăsta. Dar e numai autostrada, aș vrea ceva național, dacă se... Ia să vedem. Uite, ăsta pare interesant. Ăsta cu Scania, 7 ton. Că da, Botoșene, te întreb, mă primești la tine, adică gen că îl da afară cineva de acolo, nu știu. Să ne ajustăm și noi scaunul. Și un pic mai jos și privirea un pic mai sus. Cam așa ceva. Un pic spate, mamă, camion standard, mamă, ce urăsc camion. Va trebui să merg cu chestia asta. O, remorci duble, bă, fraților, deci după cum vedeți, de asta vă trebuie și Scania aia, pentru că sunt remorci duble. Deci, în sfârșit, conduc remorci duble pe o altă hartă decât Scandinavia. Salut, Florine, salut! Bă, fraților, mie întotdeauna mi-a plăcut hărțile noi, pentru că vezi ceva nou, nu știu, mie în jocul ăsta îmi place să explorez, adică să merg pe drumuri noi, că te saturi la un moment dat de harta de Paul din Eurotrack. Salut, Tibi! Și când înseamnă să rămân eu șomer? Nu o să uit momentul ăla când am vorbit cu tine pentru prima dată banii. Dar cum să-l uiți, mă? Oricând poți vorbi cu mine pe Teamspeak, pe asta. Și cine, numai tu, oricine. Câți pieton pe aici, bă, frate. Dați-vă așa. Dați-vă așa, pocale s-a adunat 15 euro, frate. Deci, asta da intrare. Ai doar o viață și îi spun că e gratuită. Ia uite. Dar la noi la România treplătită. Ai doar o viață și ci că e lungă de tot. Dar e scurtă de tot când ai cerințe de top, yeah. E viața ta, deci e treaba ta ce faci. Dacă faci totul cu dreapta chiar și când ești strângaci, yeah. Doar o viață, doar tu alegi ce faci. Cum să te îmbraci, când să vorbești sau când să taci. Și e clar că poți trebuie doar să vrei problema. Ai că n-ai timp destul, alegi grăbii de calendar. Presa, deci asta vezi tu. Lumea minte de asta, n-ai timp de cum. Mersi, Pocales, respect, Pocales, mersi frumos, frate, de donație. Ați văzut cum a intrat? Doi se certau acolo și a intrat al treilea, bang, direct pe locul 3. Mersi frumos, fratele meu. Biblia Franz, 10 euro la noi. Da, mă, frate, dacă vreți să cumpărați CDK-uri, uite, Ace Hot în România le vinde un pic mai ieftine decât pe Instant Gaming. Avem poliție aici, tocmai de asta am stat la semafor, oricum stau la semafor. Pocales e forță, fraților, nu știu dacă voi știți, dar eu știu că e forță. Și apropo, nu e un copil, cum au crezut mulți. Și mulți de aici nu sunt copii, de pe live-ul meu.
Poliția! Ia uite Goblin cum a reacționat imediat. Goblin fiind și el un, un polițist. Sau nu știu, poate a avansat. Mamă, ce băsă are melodia asta. Trebuie să avem grijă ce facem. Goblin e Gabor și... Na. Preda, eu sunt copil. Bă, nu știu, câți ani aveai? 17, 18 ani, Preda, că nu mai țin minte. Oricum, vreau să zic altceva, că nu sunt copii de 11, 12 ani ca pe alte live-uri aici. Ia uite, a venit și Hodorogul ăsta bătrân de Driver Brașov, exact ce vă spuneam, 42 de ani. Te pup, Găbițu. Tibi, vințeleg, mersi cât ai abonat, frate. 21, a, ești mai mare, da, na. Dacă s-a făcut verde. Bă, nu știu de voi, dar eu când vin după 8 ore de muncă simt o mare relaxare să stau la volan să conduc și mai ales când merg pe drumuri noi în jocul ăsta, e ceva super. Matache Ciprian Ștefan, 30 de ani am, iau zi. Plec dacă nu sunt bine primit. Cum mă să nu fi bine primit, mă, Găbiț? Noi tocmai vorbeam de vârstă și ai apărut și tu. Le ziceam că nu se uită copii de 11-12 ani la mine. Mai mult cei așa trecuți de o anumită vârstă, mai înaintate, mai, adică oameni mai maturi. Și tot mai apărut tu și am zis, uite, a venit Hodorogul de Driver Brașov. Alex Wolf, mersi că te-ai abonat, frate. Unde muncesc la... Bă, frate, muncesc la un depozit care importă dulciuri și produse de-astea. Dulciuri, în general, de orice, dar de-astea mai scumpe, mai premium. Noi le importăm și după aia le distribuim în țară, la hipermarket. Salut, Alex Wolf. Mamă, dar dacă nu... Cred că am prins toate semaforele de pe harta asta. Deci n-am ratat un semafor. Joci pe harta e a... Nu, nu, Bobby. Uite dacă scrie în titlu. Andreea Bocelli playlist, no. Black Sword îmi zice, ești un scammer cu diplomă. De ce, fratele meu, sunt scammer? Ți-am vândut eu ceva și nu ți-am dat? Eu, în primul, nu vând nimica. Ți-am vândut vreo ciocolată și ți-am dat o expirată, că nu te înțeleg. Auzi, chemă-i cu diplomă, mâncați aici gura ta. Bandita mi-a făcut cineva o ofertă bună la niște căști care tale nepolosite, doar că fără garanție. Ce zici, să mă risc să le iau? Bă, frate, dacă sunt noi sigilate, ia-le, frate. Nu știu dacă voi ați văzut, pune și Epic Shorty și Bobo Spider recomandă căștile astea și le-au luat și ei. Sau, nu știu, le-a prezentat, au făcut review-ul la căștile astea. Eu deja le aveam de o lună. Nu tu, bandite, ai scos. Bă, nu-i schemă, eu am cumpăr de la el, eu am tins picul de la el, eu zic că nu-i schemă. Ai scos, România, dacă te deranjează, poți să-l ești moderator, poți să-i ștești comentariul. Din moment ce te-aș jigni, chiar te-aș ruga să-i dai 5 minute time-out, să calmezi. Și ăsta e Black Sword, ăla care a copiat comunitatea noastră. Deci și-a făcut și el o comunitate și a scris România Elite Trans. Bă, poate, n-ai... Imaginație, n-ai nimica. Mersi, Onofei. Auzi și tu, România Elite Trans. Cum o să spui numele la comunitate România Elite Trans când știi că există deja România Elite? Pe bune acum. De ce îi faci asta? Bine, pentru că ai 13-14 ani și probabil nu ești suficient de cop la minte. Da, da, Claudiu, ăsta e Black Sword ăsta. Uite-mă, în gând spui un semafor pe care îl prind și eu pe verde. România Elite este doar una. Asta am scris și acolo în comentarii pe grupul ăla de Facebook. RomaniaElite.ro este doar una. Restul sunt clone, restul sunt nimicuri. E, lasă, bandite, e prăjit.
E prăjit, e carbonizanul prăjit. Driver Costeluș, salut frate. Păi și nici n-am să ies din oraș Claudiu, pentru că e hartă Rio de Janeiro. Deci e hartă făcută, zic ei, acolo aproape 1 la 1. Uitați voi ce greu, 3 km, 15 km pe care mai am. Și e, na, în districtul ăla, în orașul ăla, Rio de Janeiro. Din Cosmin în Costeluș, what the fuck driver, Cosmin. Acum e Costeluș. Oricum, cert e că le-am dat clasă la toți ăștia cu care s-au bătut cu noi, cu comunități, au renunțat până la urmă, sau a zis, bă, cu aia n-am cum să... N-am cum să mai iau cu România, zic că... Frate, te și demoralizat, adică mă simt eu m-am simțit demoralizat când, înainte să-mi încep convoiul, intru pe un live și văd acolo, la Bandit, 60 de camioane, într-o zi de marți, într-o zi în care a doua zi, să zic, toată lumea se duce la școală, la muncă, etc. Și eu după aia să vin și eu, hai băieți la convoi. Și să am 12 camioane în convoi, 10 camioane. Păi mi-aș băga penisul, știi? Dar totuși eu mă gândeam să fac, să-i fac eu o comunitate, să-i concurez pe ăștia de la România. Cosmine, fără să pare, dar Costeluș zici că e nume de cățel, adevărat, fratele meu. Ce nume era, mă, Costeluș? Bădan Ionut, salut, salut. Cred că începe ploaia în joc. Fratele, tu indirect ai închis prima firmă de ETS și cea mai mare în momentul ăla din România. Deci ce pretenții să mai... Exact, indirect, prin plecarea mea s-au produs acolo niște extorsiuni. Prin plecarea mea și-a lui Gaburea, că și el a plecat. Și normal că n-am mai putut, că... Să țină pasul, e greu să ții pasul. Florin Marian, salut! Ce faci, domnul? Bine, frate! Bă, adevărul că intră în depresie, că n-ai cum. Intri pe multiplayer, băi, nu știu, Claus Iohannis, dacă o să intru în seara asta pe multiplayer. De fapt, nu știu cât de mult o să mai stau. Cum pot să fac convoi? Păi te aduni și tu cu câțiva prieteni, îți dai întâlnire într-un oraș, bossule, și plecați acolo la o curs și zici că ai făcut convoi. A, mă, Bobo, pe bune, aia sunt o glumă, aia o să șteargă numele, cât de curând, Bobo, România e traf, o să mă ocup eu de treaba asta. Cum poți să zici că te concurează 6 camioane, pe bune? Tu te auzi ce vorbești? Iar am pus să mă apoc, deci cred că un singur... Pune-te să doamnă că mâine este... Da, poate, dar sunt schimbul 2, adică pot să mă trezesc și la 11, știi ce zic? Da, am remorcă dublă. Așa m-a dat la quick job pe harta. Nu, eu zic să avem aceeași curs, aceeași remorcă, vreo 5 prieteni. Păi bă, bossule, foarte simplu. Iei tu cursa, pregătești cursa, îți parchezi camionul undeva într-un oraș cu cursa respectivă pe care tu o vrei, după aceea te duci în documente, ții profilul tău de pe care ai pornit jocul și îl dai la toți prietenii tăi. Și o să intre de pe profilul tău și așa o să aveți toți aceeași curs. Florin Marian a dat falimentul Roy Elite? Niciodată, Florin Marian, niciodată. Cum a zis și Botoșel pe un grup de Facebook, România Elite mai are putere și logistică pentru încă 10 ani, cel puțin. Deci atâta timp cât sunt eu fondator acolo, Botoșel Seda, România Elite nu o să moară, vă garantez asta. Bandit live cu Fangbus, când, băi, de când zic că să intru și eu pe Fangbus, dar mereu uit. Nu știu când, dar o să mă juc. Păi nu permite legislația, Stancu Andrei, remorci duble. Adică camion cu remorcă există și la noi în România. Dar ăsta e tir cu remorcă, cu o semi-remorcă. Așa ceva la noi nu este permis. Flake White, salut! Interesantă hartă, nu mapă. Costeluș.
hartă, fratele meu, că e o hartă, nu e mapă. Mapă e o chestie de bagi niște foi în ea, ca un fel de dosar. Eu aia știu că sunt niște mapă. Ia uitați și voi ce pârlit de scanii am. Default, așa, așa e la cool job. Alex zice, eu am cumpărat de la Acehorse ETS 2 plus toate DLC-urile ATS Rust și este de încredere. Da, frate, nu știu că e de încredere. Salut, Vlad, te salut, te salut. Uite, Vlad, care mai ținea pasul cu noi până să înceapă vara, dar nu știu ce s-a întâmplat. Dintr-o dată așa, au scăzut drastic. Vlad e fondator de la Euro Continental. Melodia e de la No Copyright Sound? Bă, nu e de la No Copyright Sound. La Acehorse, cât costă DLC-ul cu Franța? Parcă 10 euro, nu știu dacă mai e pe live. Ai venit înapoi pe Val. Foarte bine, Vlad. Ce bine îți merge ETS-ul fără pic de lag. Păi, Flori Marian, uite și tu în descriere mai jos sub video ce componente am ca să meargă așa. 10 euro a spus, da. Acceptă pensie? Cred că da, nu știu. Scania are volanul mai lăsat? Nu, așa m-am ridicat eu. Am făcut mici modificări. A, Vlad, e gata, nu mai. Îți scot moderator. Dacă ai zis cu aia, cu VC Trans aia, gata, nu mai, lasă-mă. Nu mai, gata, deja ai spus totul. Dacă ai fost la un convoi cu aia... Gata, m-ai dezamăgit complet, gata. Mai bine nu mai îmi spune. Mai bine nu mai îmi spune. Cum să duci la West Trans cu aia, care sunt cei mai hateri? Uitați-vă pe grupă, că toți membrii lor... Bine, sunt vreo 8-10 membri. Și au luat bani pe grupul ăsta de Facebook pentru hate și pentru cât de prost sunt, că nu știe să lege două cuvinte. Deci te rog eu frumos, nu mai. Gata. Aveam pretenții, mă. Dacă mi-ai zis de VC Trans ăia, am înțeles, ai făcut și tu convoi. Ia uite, mă, opream la doare. Am înțeles, Vlad, am înțeles. Bă, e bine și așa, bravo, bravo. Bă, așa îmi place tine. Mi-a scris pe Steam, nu pot să vă zic ce mi-a scris. Da, pe bune, cu ăia, bă, frate, n-ai cum să o dai, mă, cu... Nu știu, mie mi-ar fi greață doar să stau pe același server cu ei. Lasă-mă să stau în aceeași parcare cu ei. Nu știu. Deci... Eu îi știu pe băieții, îi știu după cum scriu pe grupurile Facebook, au și intrat pe TeamSpeak să ne înjure. Bă, coaie, dacă îi auziți, vai de pula mea, vomiți direct. Un farmer, când mai joci banii? Bă, nu știu, mă, Goblin, poate nu-i chiar. Că mai sunt băieți aici care au cât un server de ăsta de farming, de 4-5 sloturi. Ei se joacă acolo în continuare, adică ei n-au nicio treabă. Doar că n-am mai avut eu timp să mai intru cu ei, să mai mă pună la muncă. Play cu azi. Spune-mi și nouă, bandit. Nu spun. Nu pot să spun, dar din moment ce mi-a scris pe Steam băiatul, dai seama că nu... Așa a scriat e pe live. De unde fac rost și eu de playlist-ul acesta? Băi, Soldier, caută sub Carpați Mix. Am găsit un mix ăsta de ține vreo 30 și ceva de mix. Salut, Andreas! Bă, harta arată ok, pe bune. Faptul că mergi pe drumuri noi și vezi peisaje noi, păcat că e ploaie. Dar mie mi se pare ok până acum și chiar cred că o să mă mai joc pe ea. O să mai fac live-uri din ea. Cred că am să fac o carieră aici, pe harta asta. Bandit, pot să zic ceva? Ia spune-mă, Cristian, ceva. Ce să fac, frate? Uite, conduc.
Au auzit la driver, Costeluși, fraților. Și că noapte bună, bandit și cea, mâine mă trezesc la 5 să mă văd cu gagica. Hai că ai avut și tu gagică, dacă e. Înțeleg. Cum să pula mea te trezi la 5 să te vezi cu gagica, pe bune? Da, mă, pocare, la 5, bă, pe bune. Hai că ai avut și tu gagică, dacă e. Te cred că și eu sunt pescar. Nu, pula mea, și eu când eram puștean, dar niciodată nu mă dădeam întâlnire de-astea la 5-6 dimineața. Am pula mea, te trezești, chiar una, ai o față de bă. Cred că și ea la fel. Adică, nu-i bine să te vezi cu o gagică dimineața așa, la 5-6, așa matinal. Pula mea, nu știu. Da, Soldier, ceva de genul ăsta. Când e de pescuit la 3-4 trezirea, da. Bă. Am zis că mă agață, je. Băi, Costeluși, nu, eu nu prea halesc asta, că te vezi tu cu gagica la 5 dimineața. Bă, pula mea. Dar în fine. Bandiți, a mai strigat cineva de când ai făcut tutorialul ăla, cum să adaugi like? Ce să-mi strige ce, Sancu Andrei? Că mulți, mai ales majoritatea, cei care fac live cu ETS și ATS, au văzut la mine clipul și l-au folosit și chiar mi-au mulțumit. Că nu, nimeni nu punea chestia asta. O, să trăiască Bădăluță, te pup! Ia auzi melodia asta cum e. Da, mă, Costeluși. Noapte bună, stai liniștit. Eu te cred. Te cred că și eu sunt pescar. Baftă ploi, Marian. Și tu te întâlnești cu gagica pe la 4-5 dimineața? Ok, Vlade, baftă. Da, uite, mă, dă el prioritate. Dacia 1310, salut, salut! Ia auziți, fraților, cum e melodia asta. Și că Daniel Bădăluță Bucovina te salută. Cred că a părăsit, din ce mi-a zis el atunci, ce a zis el pe live, că e în Anglia, a părăsit Bucovina. Apropo, Violence, mi-am copiat primul sezon din Narcos. Nu știu când o să mă uit la el, dar mi l-am copiat cu subtitrare tot. Full HD, 16:9 HDMI, ca să mă uit, frate. Am văzut un pic din primul episod. Bineînțeles că după aia m-a luat somnul, că era foarte târziu, mă uitam undeva pe la vreo 2 noaptea. Și 1 jumate despre 2 și m-a luat somnul. Dar mi s-a părut interesant deja de la primul episod, frate. Pablo Escobar, bă, vă este mit. Dar abia aștept să-l văd. Salut, Alexandru! Te respect rău, rău de tot, așa, nu? Bani, vezi ce ai făcut pană la oglindă din... A, vezi că ai făcut pană, am înțeles. Eu l-am considerat mai mult ca și un documentar. Păi da, că am înțeles că e... nu știu cine din familia lui Pablo Escobar sau anturajul lor, că nu știu ce demersul a avut să facă să interzică filmul, pentru că... A scos niște aspecte foarte reale din ce s-a întâmplat și multe chestii. Ce e aici, mă? Ce fac ăștia, mă? Bă, idioții, mă. Mai avem 5 km, dar 5 km de ăștia mari, cum sunt pe harta asta. Cât e ceasul? 10:37. Mamă, și... Care film să-l văd și eu? Băi, e serial. Narcos se numește.
Am înțeles, Biden, am înțeles. M-am zis, eu mi-am luat bani pe ETS 2-3 luni și am luat pe ETS penalizare. Normal, suspendare, da. Da, frate, după o săptămână, trebuie să stai și tu în suspend vreo săptămână, Cristian, și tu și Axton. Că așa ne cumpărăm conturi și... Rob de inimă și tu. Bandit caută black shorts, membrii de la... A, am înțeles. El Chapo. Triplu. Auzi, Cristian, dacă mai știi. Uite-te la băieți de oraș. Nu știu serialul ăla, băieți de oraș. E românesc? Adică după nume, dacă mi-ai zis băieți de oraș, bănuiesc că e românesc. Bă, fraților, știți ce serial am să văd eu acum? Și de-abia aștept să iasă sezonul 2 din Umbra. Voi ați văzut? Umbra. Sau Umbre, nu, Umbre. E un serial românesc, primul sezon a avut 8 episoade. Cu Șerban Pavlu ăla. Și credeți-mă că e cel mai tare film românesc pe care l-am văzut și aduce un pic cu filme străine și ca și efecte și cum și cu violență. Chiar vă recomand, căutați Umbre. Și a ieșit sezonul 2. Am înțeles că trebuie să înceapă acum primul episod. Îl dă pe HBO România sau ceva de genul ăsta. Cu fratele Relache, exact, Violence. Frate, mie mi-a plăcut mult serialul ăla. Și eu la fel. Păi și că s-a terminat filmarea și trebuie să iasă acum primul episod. Deci chiar vă recomand serialul ăla, Umbre, românesc. Are de toate în filmul ăla, fraților, deci credeți-mă, are de toate. Ce fac ăștia, mă, mâncava și gura voastră? Stau eu după ei. Uite, ăsta dorme aici cu Scania și eu mă bag cu remorci dublu. Păi nu știu, bă, Cristiane, adună și tu. Păi de la începutul lui octombrie, că tot poți să-i pe octombrie, Cristiane. Uite-te pe YouTube, stăm cu Andrei, la un trailer, ceva. Pe mine mă cam plictisesc seriale, durează prea mult, mai mereu mă uit la câte un film seara, dar un serial sigur nu-l termin. Băi, nici eu nu am răbdare cu serialele așa, dar sunt câteva seriale care mi-au plăcut. De exemplu, Spartacus, frate. Bă, frate, mie mi-a plăcut serialul ăla la nebunie. Deci eu l-am văzut de, cred că de vreo două ori, toate sezoanele, patru sezoane. Black Angels, salut, respect. Salut, Claudiu. Triplu, eu nu mai am nicio problemă cu ale. Ne vorbim, suntem ok. Suntem împăcați, ca să zic așa. Eh, lăsați, Cristian, lăsați, lăsați. Că o să răsare soarele și pe strada ta. Mamă, ce drumuri pe aici. Și tata la fel cu Spartacus. Bă, fratele meu, Violence, mi-a plăcut Spartacus. De Spartacus ăla chiar le are pe toate. Are și sex, violență, sânge mult. Super serial, intrigă. Băi, de toate, de toate vezi acolo. Salut, Supi. Nu s-a întâmplat nimic ca triplu, a fost ceva la derută. Și nici nu contează. Da, exact, Onofre Mihai și Roma, vreau să văd serialul Roma. Și nu știu, eu totdeauna am fost atras de păi roman și de seriala asta, așa și cum film cum a fost în 2000 Gladiatorul cu Russell Crowe. Deci m-am atras, adică mă simțeam, bă, frate, câteodată aveam senzația că aș fi trăit în vremea aia, așa de parcă știam toate chestiile. Bă, ce e aici, mă?
A, Daniel Băluță, da, Spartacus, da. Mamă, ce drumul pe aici. Cică, bă, eu mă uit la serialul acum, ea Califa Full HD, bă, recomand. Am înțeles că-s ea. Păi da, ești la vârsta în care trebuie să te uiți la Mia Khalifa. Că na, la câți ani ai, normal că te uiți, da? Dacă ești în sura, nu te mai uiți, că... O ai lângă tine pe Mia Khalifa, pe oricare vrei tu ți-o imaginezi. Cum am primit un loot, mersi de loot, nu știu cine l-a dat. Eu nu mai merg așa, primesc crești din cauza lui Flavius. Dar nu știu cine a trimis, bă, scrie foarte mic pe obiect și nu pot să o văd. Mersi de loot. Te așteaptă Roma la propriu, adică Coloseum, da? Știu, am spus, băi, în viața asta trebuie neapărat să ajung acolo. Măcar o dată. Și știu că nu costă mult, mă, să te duci până acolo. Măcar să-l vizitezi și după aia mă întorc acasă. Salut, Scorpion, salut! Oh my god! Și eu trebuie să parchez chestia asta cu remorș dublu. Am belit-o. Da, dar cred că pot să-i dau skip, dar încerc o dată măcar să parchez. Să văd cum dracu parchezul drăcie asta. Cristian are 15 ani. Păi da, e la vârsta în care îi place Mia Khalifa. Am înțeles. Stați așa că fac alt. E ușor să parchez cu două remorci. Băi, eu n-am parcat până acum deloc cu două remorci. Dați așa, că fac altceva. Să vă arăt cât de ușor e să parcați cu două remorci. Vedeți? Deci nu știu dacă parchează cineva mai rapid ca mine. Mihai Hodișan, ce ai gata? Băi, ai arătat vreo două curse din Eurotrap pe harta asta minunată. Și nu știu, mai luăm o cursă? Aș vrea o cursă pe națională ăsta în sus aici, dar sper să-mi și dea. Ia să vedem. Ta, nu. Băi, numai bullshit-ul. Bă, harta scrie și voi, că de-aia am și scris în titlu acolo cum se numește. Au căutat pe Tâsul Doi Lătâriu, dacă acolo am luat. Mamă, 45 de kilometri. Bă, asta pare destul de lungă. O luăm pe asta, mă? Cu Volvo, voi ce spuneți? De tone, frate. Da, îți trebuie toate DLC-urile, Cosmin, din câte știu. Hai, mă, să luăm pasta cu Volvo ăsta, nu? O, modelul ăsta de Volvo. Îmi place. Deci plecă exact din locul de unde a lansat remorca. Și iar cu remorca dublă. Am să încerc să-i dau un pic de bice. Oh, Zalinka! Da, știu, Ștefane, sper să o termin. Ia să văd, am să las și chestia aia cu kilometri. Deci avem 46 de kilometri. Salut, mă, frate! Ce să fac, mă, frate? Uite, conduc și eu pe o hartă nouă. Bă, da,
voi ați observat că pe harta asta nu prea a fost soare așa, adică a pus în orat, a plouat. Să-ți fac 5 secomo la tine? Păi nu mai e mult Cristian, că de obicei la cei care au sărit peste 20 de euro le-am dat mod. Adică nu mai e mult așa. Nu, e de 1.28, Cosmin. Sunt pe 1.28. E făcută de vreun trist, da, dacă e numai norat așa. M-am încadrat prost. De fapt... Baftă, Stancu Andrei. Drum bun, să ai grijă. Bă, mersi, bă, până acum n-am făcut niciun accident. Sunt la a treia cursă, adică... Normal, șofer de România. Deci să luăm pe podul ăsta. Bă, îmi pare rău, Zanica, că nu pot să spun o manea. Dar asta e muzică mai... Na, o muzică pe care nu ascultă oricine, Zanica, sau nu o înțelege oricine. Așa, maneaua aia o ascultă oricine și... Nu e ceva fain la ora asta cu maneaua. Pentru că nu suntem pe hype-ul ăla și pe sistemul ăla, atunci, știi ce zic? Salut, BGN! Wow. Mamă, ce drum în toată tochet. Intrăm și noi așa, poate să ne asigurăm. Intrăm. 44 de km. Mamă, de când am plecat, deci am pornit la 46 și deja... De fapt, deja. Abia 2 km am făcut. Mai dăm bice și noi pe aici. Ne băgăm și noi pe banda a doua. Și o accelerăm și noi, cu toate că avem 30 de tone. De la cine e piesa? Sub Carpați se numește format. Sub Carpați. Băi, chiar mișto harta. Ce am văzut până acum, Zanica, mi-a plăcut. Cum încă 7? Până la 30? Că nu mai e mult. Că harta ar fi făcută 1 la 1 după orașul Rio de Janeiro. Aute, blăniță, 100 de km cu 30 de tone în spate, vă dați seama ce înseamnă asta? Că nu pot să pun frână, deci am pus frână și nu frână, frate. Fratele Damian e pe zonă, da? 30, mă, fratele meu. O, să trăiești umflatule, te salut. De Andu, mam, mai știi ceva? Nu, proiectul a murit, din câte am auzit eu. Sper să nu vă zgâși, dar harta României făcută de Andu nu mai e. Gata. S-a terminat. Ce să fac, mă, umflatule? Uite pe treabă aici. Veni și eu de la muncă, ca omul, acum vreo 2 ore, cred. Nu, da, cam așa, 2 ore și ceva. Și am să mă relaxez și eu după 8 ore de muncă, să conduc și eu un tir. Cu volanul, așa, cu o mână pe volan, de vorbă cu voi. Dracu, se merge și pe sensul ăla și pe ăsta, eu nu înțeleg ce drumuri au ăștia. Lucrează doi băieți la ea acum, au făcut drumul de la Târgu Mureș la Brașov. A, da, n-am știut. Mă bucur. De like-uri, mai trebuie un like și facem 100 de like-uri și pot să închei live-ul fericit. Da, un dată, chiar mă relaxez. A, ei nu știu să convertească pe 1.28. Bă, frate, dar ăștia cum fac, mă, cu hărțile de le convertesc imediat? Cum ai ieșit un 28, a doua zi e harta convertită.
Nu înțeleg. 103, ăla e tati. Păi ce facem, tati? Ne jucăm sau? Bă, stai acolo. O, ce viteză am prins cu ăsta, mă. Am ajuns în Caju, cartierul Caju sau ceva. Am văzut un video informativ la carcarul gros. Am înțeles. Oh, 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 frână! De ce au frânat ăștia? Spuneți-mi și mie. Băi, uitați-vă și voi. Ca să mă enerveze și pe mine. Păi și asta e o hartă stand-alone, Dane. Semafor era în căierii lor, probabil. O, cu tata, bruu, o, Casandro, o! Și aici e semafor? Ia uite-l, mâncați aici, pula ta! Cum mi-a tăiat calea, bă, frață! Putu-s morții, măte, de jeg. Bă, frate, voi l-ați văzut, mă, pe ăsta? Vai de pula, bă, din prima așa, zici că iau un troller de-aia pe multiplayer. Mamă, mamă. Ce drumuri au ăștia cu iarbă pe drum? Am înțeles, trebuie să iau pe aici. Ok, Cristian, e baftă. A părăsit locul accidentului, du-te la poliție, da. Salut, Geo Gaming. Bă, frate, cum să... S-a oprit ca să schimbe bani. Da, da, a schimbat-o prea brusc, când eu deja eram în 2 metri față de el. Adică, normal trebuia să te uiți în oglindă, normal trebuia să dai prioritate. Dar el s-a băgat prea brusc așa dintr-o dată, n-aveam cum să mai frânesc. De fapt, am frânat, dar m-am oprit în el. Mamă, ce sistem de drumuri pe aici, fraților. Avea lămâia lipită pe parbriz, că era, da, și pe aia cred că i s-a lipit de frunte la cu când am intrat în el, cred că a dat cu capul de parbriz. Salut, Max! Salut, mersi! Salut, Johnny! Salut! Băi, nene, dar cum a intrat ăla, bă, fratele meu! Mamă, ce-s, bă, drumul ăsta întortocheat așa? Rio de Janeiro, da, fratele meu? Cred că m-a suit pe vreun. O trăcută poliție pe aici. Centro Lago. Am înțeles. Centro Sânge. Hai să dăm blăniță. Salut, Sebi, salut! Centro Largo in Zdo? Cum adică in Zdo? Stefan Petre, mersi, frate! Mamă, dar ce sistem de drumuri au ăștia, bă! Adică mici, am înțeles. Baftă, gobline, te pup. Ce faci, bani? De ce se fac, frate? Uite la o cursă. Te uiți la tiriști pe YouTube? La tiriști. Mă uit la cei care fac live din jocul ăsta, de obicei. Nu la tiriști reali.
că n-am ce să văd. Mă uit la cei care sunt pasionați de jocul ăsta și fac și live din jocul ăsta, da, mă uit. Ah, Grant, speak English, because the Italian language is very caca for me. Cred că mi-a rămas un pic de engleză la colțul gorii, știi ce zic? Un kill de mai făcământor de la Riva, da, fratele meu. Dacă știu pe Suceava rău, normal că-l știu. A fost și la mine în comunitate. Membru. Speedy Gonfence, 120 de euro. Ah, nimic atât. Păi eu acum văd, am făcut deja două curse și am 2600 de euro. Deci pune și economia e reală, frate, aici. Deci cred că am de tras până să-mi iau primul camion. Dacă merg cu... Ai de pula mea. Jocul din mano, mangeai mi-a cața, papa în culo! Uite cât a podul aici. M-a luat poliția. Mamă, deci am dat 3 amenzi pe podul ăsta. S-a terminat căriera mea. Băi, dar am dat așa într-una. Dar cât e limita, mă? 70. Am o să o las, că m-a îndoit. Deci m-a îndoit. Nu ești eu pe 80 așa, că nu-mi dă. Oh! Brink donează 3 euro, salut! Salut, frate! Salut! Mersi frumos, frate, de donație, te pup! Asta da intrare când intri pe un live, salut! Să fie sigur că-l văd! Mersi frumos, Brink! Bă, sper să nu mai fie radare pe aici, hai să-i dăm talpă direct. Eu nu pot. Deja am suta. Tapodul, băi. Bandite și tare, sper la toată familia ta, mersi frumos, Geo, te pup. E, lăsați că vorbim engleză, germană, olandeză și română. Te pui cu botoșel, vezi că e grele. Și romales. Janes romanes, mă, nu, romales e sau romanes? Chiar, cum e corect? Romanes? Cu N? Sau Romales? Romales, depinde de context, am înțeles. O 140 rămoși duble și 30 de tone în spate. Și ne mai cam. Câți kilometri mai am? Uiteți că e jos acolo, 27 de kilometri. Hai că am luat mers pe podul ăsta. Mamă, aveam 2000 și ceva și mai am 1731 bani de euro. S-a terminat podul, Andrei, gata, trag în el de pod, că lung a mai fost. Păi și că harta asta ar fi făcută 1 la 1 după Rio de Janeiro, tocmai de asta a fost așa de lung. A, nu vedeți kilometri de camera web, da, mamă, ce idiot sunt.
Da, 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 ai dreptate, Dani. What the fuck? Chiar, uite că nu mi-am dat seama. Eu ziceam, bă, dar ăștia nu văd, mă, kilometri jos acolo. Doamne. Oh, 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 să vin. Oare ajung pe minus cu banii până la destinație? Dar e urât, bă, fratele meu, cu 70, după ce că e harta asta. Adică e și drum, e autostradă, gen autostradă, ai putea să-i mergi cu o să... Uite, aici e radar. Ia, dacă reduc, nu mai e oameni. Vezi? Da, am păcălit radar. Sunt foarte multe radare de-astea. Andy, Bendy, mersi că te-ai abonat, frate. Nu ne băgăm și noi pe aici? Autopas și nu mi-a luat bani. Păi la cât bani mi-a luat radarele alea? Îmi mai iau și camion, dacă e adevărat. S-a dus dracu și camion. Cred că trebuie să muncesc să câteva zile întregi. Și zile, mă refer la zile reale, ca să strâng bani, să pot să-mi iau camion. Sunt curios cât costă un camion nou. Dacă tot folosește economia asta reală, ca să zic așa. Andy Bendy, salut! Mă bag în datorii până ajung la destinație, da. Trimite banca recuperatorii după mine, păi dau cu camionul peste ei, voi este mint. Don West zice, bă, bandite, chiar mișto harta. Băi, să știi că și mie îmi place până acum, să mor, de nume chiar mi-a plăcut. Plus că sunt drumuri și îmi place ceea ce văd, adică peisaje, e făcută ok. Și bineînțeles, n-am explorat, cred că nici 2% din ea. Mihai Florin, să trăiască banii, drumuri bune și baftă, mersi frumos, Mihai. Încerc să mergi și eu mai regulamentar, măcar să... Să nu mai seci ăștia de bani. Dar un punct cad 10, numai că ei sunt 11. Păi le-am dat un punct, m-a căzut 10 și pe al 11-lea îl scuip și cade. Weekendul ăsta ce jocuri avem program? Nu știu, Wesley, habar, nu știu. Să vedem cu băieții de pe TTS ce vor să joace. Certe că vinerea asta nu va mai fi live de la... Fără niciun joc. Adică facem și noi cât un live, da, dar îl facem și noi odată la lună, odată la de două ori pe lună. Ne mai și jucăm, nu? Mihai Florin, caută și tu sub Carpați, nu știu, mix. Că sunt mai multe melodii. Am luat o melodie care conține mai multe melodii. Caută pe YouTube, sub Carpați Mix, ține undeva la 25 de metri, ceva de genul ăsta. Nu face și noi așa? Măi! Oh! Tot mie îmi dă, mă, amendă. Deci ăla face stânga brusc și tot mie îmi dă amendă. Tu zâtul, mătii de jec. Bă, aici chiar am fost eu de vină. Chiar, asta a fost schema aia, cred că mă înscriu la olimpiada aia. Am spus măi și a intrat la mine, poc. Andy, frumos Volvo și remoșe, mersi frumos, dar e de la quick job, adică nu e nimica tunată. E camionul de fault. Da, harta asta vine și cu modul ăsta de grafic, ca să zic așa, că se vede un pic altfel față de jocul de fault. Și vine și cu remorci, chestii de alea din Brazilia.
Olimpiada de mers sunt ufiși, scoți baluba și te piși. Bună treaba asta. Să vezi pișare după vreo 4-5 bec. De cad frunze la boschet și mai mugurești încă o dată și tot nu te oprești. Trecem pe galben, că nu puteam să opresc în condiții de siguranță. Băi, nene, băi. E clar. Sau la băie jumătate de oră și nu se mai termine jetul, adevărat. Frumos, dar băi, să știi, harta e reușit. Chiar am să mai joc pe ea. Chiar îmi place harta. Nu știu dacă ai voie în Rio de Janeiro cu duble, dar așa e harta făcută. E o cursă luată de la Quick Drop, deci n-am băgat mod de remorci duble. Bănuiesc că da, nu știu, ar pe nu le-ai fi băgat, nu știu, să vă zic. Habar n-am. Bă, asta înseamnă că a ieșit un live reușit, Doamne Wesley, că asta a fost și scopul acelui live, să ne simțim bine, să râdem, Caterin, că înseamnă că a ieșit. Mulți nu apreciază live-uri de genul ăla, dar, nu știu, eu nu m-am simțit bine, a fost chiar fain. Și au spus mulți dintre voi care au stat de la început până spre ziua, dimineața, chiar și ziua, adică chiar a fost ceva fain. A fost fain, hai, da, mă, uite, Ștefan a stat, cred că a stat până la final, bă, frate, de la 2-3 dimineața până la final, până ziua la 2-3. Vlad, schimbă banda. Știu, fratele meu, că trebuie să o schimb. Gata, frate, uite, să fac pe placă. Normal, camioanele pe aici merg. Dar am rămas pe banda aia, că am stat la un semafor și era coada pe dreapta foarte mare. Și pe stânga, pe banda a doua, nu era nimeni. Și am rămas pe banda asta. Sincer, sunt nou pe aici. Sper să mă descriu și eu pe live-ul următoare. Băi, nu știu, o să vezi. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Neo Ovidiu, că nu am mai râs așa de adevărat, a fost caterincă cu Ovidiu. M-au odinit vreo 3 ori și am revenit. Așteaptă live-ul de vineri, sâmbătă seara, da, frate, alea sunt, dar nu știu dacă vinerea asta vom avea un program, un live ca cel de vinerea trecută, dar niciodată să nu spui niciodată. Intrat în Caramujo. Avem limita de 80 pe aici. Caramujo e pe Țigănește. Hazmopele. Bă, am văzut că i s-a ridicat strike-ul, el nu prea făcea live, dar ci că am văzut acum câteva seri că a dat drumul la un live așa de test, să juca Call of Duty sau ceva de genul ăsta. Dar și el are program de live-uri de-astea câteodată și se pune pata pe câte un YouTuber de-asta și activează rechinul nemilos, adică așa se numește live. Bă, și nu-l lasă până nu își ia strike iar. Zice, hai, da mă, adică o ține și el lung așa vreo două zile. E de cursă lungă. Melodie sunt copyright, băi, sper să nu, sunt de la Subcarpați, sunt anumite melodii de la Subcarpați,
că-s băieți faini și astea nu-ți dau copyright. Stii pe ăștia, mă, parcă merg la mort. Bine, e limită de 30 aici. Și asta e adevărat, Wesley, normal, clar. Mamă, cât o fi bucata asta de... cu limita asta de 30? Hai, în pula mea, mișcă-te. Da, nu știu, nu fui, dar să nu crezi că ar fi ceva probleme. Dar pur și simplu ți se pune cu tronc așa, cât o, cât o figură, ca să zic, și ți-e greu să-ți iasă din minte. Înțelegi? Dar să nu crezi că asta înseamnă că ar fi vreo problemă și ar fi în pericol de ceva sau chestii de genul, sau că mi-ar lipsi ceva din... de la ea, ca să zic așa. Nu, din contră. Vasi Ungur, salut, frate! Dacă nu spuneai în live că era farsă, îi putea la Dumnezeu Neovidiu pune-i să usca gura. Adevărat, atunci da. Bine, eu am dubii, Wesley, că ai fi fost o farsă treaba aia. Te referi la chestia cu Driver Brașov, nu? De a venit de pe Alcon și l-a înjurat. Și l-am demascat eu. Dar acum eu nu știu ce să zic, dacă chiar a fost pe bune. Așa, Ovidiu Mirai, și care e problema? Când o stai și eu acasă și o să pot să fac live non-stop, am rămas, care e problema? Important e că n-am dispărut de tot. Păi unde e calitate, e și cantitate. Exact ca în România Elite, unde e calitate, e și cantitate. 60 de camere. Da, bravo, așa e. Deci în sfârșit spune cineva că nu, domne, că mai veneau ăștia cu comunități mici și ziceau, domne, la mine e calitate și erau 6 camioane în convoi, știi? Păi nu, frate, se poate și calitate și cantitate. A, Ovidiu Mihai e Ovidiu Baron? A, înțeles. A, am înțeles. A, nu cred că ar fi el, că nu... Da? Da, încă o dată. N-am cum să stau zilnic, să stau non-stop, să stau 10 ore pe un joc. Zilnic, să opresc live-ul, să iau o pauză 2 ore, să mai stau încă 10 ore. Ore... Na. Respect, Wesley, într-adevăr, să știi că și asta... Ia uite ce sunt gardurile astea. Avem și o gagică care stă capră pe acolo, vedeți? Și Ovidiu Mihai, ca să închei cu tine, du-te, frate, la calitate și cantitate.
Ionel zice, noapte bună, am terminat berea și trebuie să mă cult deodată cu găinile. A, am înțeles. Eu mai intru la tine că știu că sunteți prieteni. Păi suntem prieteni și faptul că vii tu aici și spui ceva, nu știu, tu încerci poate să răscolești ceva. Sau să te aștept să dau un răspuns greșit ca să te duci acolo să vomiți în partea aia. Ca să iasă o certă, pentru că asta vă place, că știți foarte bine. Când noi făceam certuri de astea pe YouTube, câtă lume se uita. Acum că stai și te juci din și nu se mai uită. Sau cel puțin la mine, da. Și faptul că intru, nu știu, o dată de două ori pe săptămână, normal că lumea te uită. Și, sau dacă nu te uită, se uită la altcineva. Păi a crescut dintr-o dată, frate, că normal când îți faci prieteni de ăștia cunoscuți, abonați mulți, normal că e inevitabil să nu crești și tu. Păi, eu tocmai ți-am explicat-o, Ovidiu Mihai, dar cred că nu înțelegi. Eu intru live o dată pe săptămână de două ori, când pot și eu. O să încerc să intru zilnic, dar mi-e greu și cu serviciu, cu familie, doi copii. Și el stă non-stop, am văzut. Inclusiv nopțile se... Odată plecase la muncă, nu știu, erau 11, jumate, 12 dimineața și el era pe live, adică, înțelegi? E muncă multă ce depune și uite că a început să vadă și la el. Și cu toate că nu se uită câtă lume la trebuie, la cât stă el. Nu, oricum, e cineva cunoscut că Ovidiu ăsta Mihai a intrat cu un cont secundar, dacă era băiat, intra cu contul lui. Dar e cineva cunoscut din anturaj. Salută, Gabu! Dar să știi că nu mă atași cu nimica, pentru că eu știu potențialul și știu cât de... cât pot eu să stau pe live și cât pot eu să fac. Atâta pot eu acum, la momentul ăsta, cu timp. N-am ce să fac. Pentru că dacă aș ști sigur că aș putea trăi din chestia asta, asta non-stop și crede-mă că s-ar schimba treburile. Exact, Wesley. N-ai ce să le faci, asta e. Oricum tu măcar ai România Elite, el nu mai are nimic. Păi și... cred că nici nu-l interesează. El contează că își face live, îi vin donațiile și... are multă lume pe live. Cred că e mai importantă chestia asta. Din moment ce... oh, ce e aici, mă? Am zis că e mobilă de pe... și poate pentru... cred că a vrut să fie ceva, o linie de tren dezafectată, ceva. Și a zis că nu mai vrea să audă de comunități, că el nu mai face comunități. Pentru mine e importantă comunitatea, chiar dacă, într-un fel sau altul, mi-am și sacrificat canalul de YouTube, pentru că am prezentat numai convoaie pe el și, la un moment dat, lumea se plictisește de... Dar și cum e, niciodată să nu spui niciodată, că niciodată nu se poate, nu poți să știi ce se va întâmpla în viitor. Eu mă bucur că încă comunitatea merge și va merge mult timp de azi înainte și am ajuns numărul 1 și am menținut-o pe numărul 1 și am făcut, poate inevitabil, fără să vreau, de fapt eu n-am vrut, s-au închis comunități foarte mari și cu tradiție. Și pentru mine e o mândrie treaba asta. Nu e o mândrie că se uită 100 de oameni pe live acum la mine sau că se uită 23 de oameni. Voi toți, voi, pentru mine tot, nu știu, cei care mă susțin și mă văd mereu, sunteți la fel și big like. Sau dacă erau acum 123 în loc de 100, tot cu voi stăteam de vorbă, tot la fel vă răspundeam. Sănătatea contează, exact, până la urmă. Să fii sănătos, să poți să ai putere de muncă. Ai văzut convoi în real life cu 150 de tiguri? Bă, nu știu dacă poți vedea pe undeva în România 150 de tiguri unul după altul.
exact blocat totul. Deci încă o dată spun, eu fac cu aceeași plăcere ce... Deci prin ce trece la... Acum eu am trecut prin faza asta. Când aveam 150 de persoane la un convoi, fiți atenți, 200. Nu mai zic nopțile de vineri, seara, 250-300 de oameni. Când mai făceam câte o cadenică și mă mai certam cu câte un jegos ăsta. Înțelegi? Dar apar alții, normal, lumea e dornică de nou să mai vadă și pe altul ce mai spune. Ca așa e pe treaba pe YouTube-ul ăsta. Am înțeles, Andy. Haideți cu acel că mai avem 4 km. 4 fucking km. Ia uite mă cum s-a oprit ăsta. Salea zice, domnul, bă, e prima dată când îl văd. Când am avut eu mai mult de 100 de persoane pe live? Pe acum câteva luni aveam în fiecare zi mai mult de 100 de persoane pe live. Acum câteva luni. Și mai mereu aveam. Chiar când, țin minte că acum, nu știu, 4 luni când am făcut eu pe harta României cu BMW-ul ăla roșu, erau 250 de persoane pe live, sâmbăta ziua. Deci nu seara, ziua. Am venit de la statică, nu aveți de unde să mă știți. A, păi, da, tocmai de asta, zic că nu te-am mai văzut la mine pe live. Deci, am avut de foarte, dar în ultima vreme n-am mai fost eu destul de activ pe live-uri. N-am mai putut să intru zi de zi pentru că am un serviciu, lucrez, familie, doi copii. Normal că lumea, plus că nu-ți mai trimite notificare, dacă tu nu te uiți la unul un timp, nu-ți mai trimite. Am fost și 400, exact, Dane, în noapte. Dar oricum adevărații susținători pe care eu i-am văzut mai mereu pe live și când erau mulți și când acum că sunt puțin, îi știu și îi văd mai mereu și îi văd aici pe live și asta e tot ce contează. Stai, eu nu mai am nicio pretenție de la YouTube. Contează să am cu cine să vorbesc, să stau la un joc. De asta am trecut și eu pe aici, că nu l-am mai văzut pe acolo. Oh, ei, s-o spun că donează unul. Am o rugăminte, câte donații am la tine cu PaySafe și câte cu PayPal. Păi ce vrei, ei, s-o să mă uit acum, că nu mai știu. Vrei să mă uit acum? N-am cum să mă uit acum, dacă e după live. Manita, au plecat 150 de autocare cu 6.000 de oameni din voluntari spre Iași. Convoi românesc la pupa moaștrilor. Mamă, frate, deci când văd chestia cu pupatul moaștrilor, nu știu, frate, n-am nimic. Păi, nu știu, mă, vrei să ți le număr acum? Stai că trebuie pe dreapta. Exact, zic, respect, fratele meu. Și mă auzi, iau-te. Hai că mă uit acum, mă, să văd. Păi și de când ar trebui să văd asta? Te salut, nașule, respect. Băi, azi a fost cu PayPal-ul. Din ce văd eu. Și pe 7 atunci a tot cu PayPal. Și uite, și cu PaySafe ai una de pe 5 octombrie. De fapt ai două.
pe 5 octombrie. 15 euro cu PaySafe. Pe 30 septembrie. După aia mai e cu PayPal-ul. Tot cu PayPal. Da, cam 3, nu știu care e treaba, de ce? Băi, Adrian, stai să termin eu, că nu mai am mult, termin și vă rezolv eu pe amândoi și pe tine și pe Obi. Vă spun eu. Care e treaba? Eu știu că au cumpărat foarte mult băieți de la tine, nu a fost nicio problemă, nu știu ce s-a întâmplat. Ați văzut cum s-a semnalizat, cum s-a oprit? Bă, nici n-am apucat să citesc ce a scris Ovidiu Mihai. Ia să mă uit. Bă, Ovidiu Mihai, tare mult aș vrea să te jignesc acum la cât ești de prost făcut grămadă, să mă duc la ea să pun mult. Ai putea să vii să-mi pun mie pula. Ai înțeles că să mai străbat un drum până la ea și poate la mine e mai aproape. Chiar aș vrea să te jignesc rău de tot, dar nu-mi bag capul cu tine. Deci n-am mai rezistat hater-ul nenorocit, eu nu i-am spus nimic, nu l-am înjurat. S-a gândit el să înjure acum, să mă jignesc. Păi nu-i normal să te iau și eu la pulă, măi, jegosule. Bă, pleavă de om. Bă, parazitule care... atârn pe la alții. Bă, ce jec! Deci poate i-am răspuns la toate întrebările. Am încercat-o cu hate-ul mai subtil, așa, că ăla are mai mulți oameni ca tine pe live. Că tu nu mai ai. Bine, bă, frate, i-am explicat cu frumos. Nu l-am jignit, nu nica. Și bine să mă înjure el acum. Ce-ar fi, mă, să-mi bălești tu mie pula? Că dacă ești față-n față cu mine, te piși pe tine, crede-mă. Crede-mă că te piși pe tine. Ok, frate, hai să cam ajut la destinație. Mâncarea de căcat, cum zice Dan, exact, pe toți. Și pe Gabula, nu știu, mă, Onofrei, dă-i bani și acolo, la Gabula, dă-i bani peste tot, că să dispari șobolanii ăștia de pe YouTube ăsta. Că din cauza șobolanii ăștia apar certul și chestii. Bine, mă, frate, băi, fraților, aici se oprește live-ul, că mâine mai avem și noi servici, eu nu pot să stau non-stop. Așa, vă mulțumesc că ați fost pe live, le mulțumesc și celor care au donat, lui Ștefan, Asos, Ocales și cine a mai fost. Și ne vedem data viitoare, nu știu când e data viitoare, ori mâine seară, dacă nu vineri seară, sigur. Baftă, noapte bună. Noapte bună, o seară plăcută dacă mai stăți.